Cazul polițistului aflat în timpul serviciului pe raza localității Gârdani, județul Maramureș, se prezintă a fi unul șocant. Acesta a fost lovit de 2 ori cu pumnul în față de către un șofer cu antecedente. De reamintit că în data de 7 ianuarie, șoferul a fost oprit în trafic și, fiind indignat, a lovit polițistul cu pumnul, cauzându-i leziuni traumatice ce au necesitat 9-10 zile de îngrijiri medicale. Procurori ai parchetului de pe lângă judecătoria Baia Mare au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva inculpatului pentru săvârșirea infracțiunii de ultraj. Totodată, inculpatul a fost reținut pe o durată de 24 de ore. Actualmente, cererea arestării preventive a fost admisă de judecătorul de drepturi și libertăți de la judecătoria Baia Mare.